Bună dimineața! Suntem în ziua 6, dar filmăm pentru ziua 5-a, că... Da, să prind becul. Că aseară am făcut o nebunie, am dat pe o țeavă aici cu decapant și nici n-am mai stat să facem curat. Ce să mai faci curat de că a început să miroase decapantul? La cineva a recomandat să folosim la toată vopseaua asta, nu e decapant. Ah, și nici nu s-a întâmplat mare lucru. Deci incredibil cum a putut să miroase ăla, s-a dus în tot apartamentul ăsta, e decapantul de aici. Așa. Am dat la seama asta cu gaz, da, o să vedem cu ce mai curățăm. Hai să vă arăt ce s-a mai făcut în... suntem în ziua 6, dar la sfârșitul zilei a 5-a, să zicem, da? Evident, așa trebuie să mai vin niște materiale. Așa. Hai să vă arăt aici. Am lăsat geamurile deschise și tot e umezeală pe geamuri, pentru că iese din glet apa. Am dat prima mână de glet pe aici. Grosier, ca să avem de ce agăța, am mai spus chestia asta, pentru că n-ai cum să faci altfel. Asta este peretele cu unde o să vină piatra aici, de pe peretele ăsta, așa. Așa, ia să vedem. Dormitorul celălalt cel mic. Ups, celălalt tras apa. Am mai început să stăpânim din șanțurile astea de pe aici. Și aici a aplicat gletul, dar nu este uscat, adică noi nu putem să dăm până când nu arată tot așa, așa, cu mâna mea. Nu putem. De exemplu, petele astea mai ude, așa n-ai cum să dai mâna a doua. Când dai, o să iasă tot felul de bășiși pe gleț și nu e bine. Azi vin ăștia cu termopanele, schimbăm și termopanele. Ha. Facem și măști, facem și glafurile. Ia să vedem băița cum arată. Băița am pus plasă. Am dat cu tencuială frumos așa. Astea țevele le-am văzut. Le-am schimbat aici așa. Frumos. O să facem un tavan din gips carton aici. Avem o înălțime destulă. Și după aceea o să te să tăiem aici în partea asta, o să fie zgomot. Într-adevăr, trebuie să croiesc traseul pentru scurgerile de la sifonul din partea asta. Așa, hai să vedem ce mai e pe aici, de bandată totală, pentru că așa este în realitate. Trebuie să umplem și janturile astea, să măturăm. Am de făcut aici peretele ăsta. Din gips carton, sunt un tablou electric. Aici am făcut deja. Am avut inițial ideea să pun BCA, dar nu îmi dădea aici la niște unghiuri, la niște... să aibă holul ăsta continuitate. Deci holul ăsta de aici, cum se vede, trebuie să aibă continuitate, adică să fie paralelă partea asta cu partea aceasta, din stânga și nu aveam. Și am făcut o mică structură aici, să pun vata, bine la vata. În partea asta la alta am placat. Așa. Și cam asta e, aglomerații, și aici trebuie să aplicăm prima mână de gret. Ne apucăm acum, pentru că am dat ieri primerul și o să vină și telopane, vedem cum ne descurcăm cu toți aici. Am mutat gazul, de fapt am scos contorul de gaz din partea asta de aici, o să fie pus aici, în bucătărie unde este și locul. Și cam asta este cu șantierul, astăzi e posibil să fie ultima zi, pentru că dacă ne terminăm de dat prima mână de gret, o să trebuie să luăm o pauză de o săptămână, de două, de vedem. Pentru că avem nevoie de ca asta să se usuce de jos, unde am umplut șanțurile astea, gletul să fie uscat bine, gletul pe glafuri, mai ales că o să facem glafuri tot așa uscat. A, și paleții ăștia pe aici, tot la fel trebuie să-i facem. Deci o să mai trebuiască să mai treacă timp, pentru că, știți voi, iarna nu este ca vara. Cam asta este actualizarea în timp real. O zi frumoasă în continuare și ne vedem data viitoare. La revedere!